Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragii mei, Dumnezeu a stabilit ca Sfânta Căsătorie să fie o uniune între soț, adică un bărbat, și o soție, adică o femeie. Dumnezeu a stabilit Sfânta Căsătorie pentru mai multe scopuri. În primul rând, căsătoria este destinată companiei. Soțul și soția trebuie să trăiască împreună în conversație și în sprijin reciproc. Chiar și în perfecțiunea Edenului, Adam avea nevoie de un partener. După cum însuși Dumnezeu a afirmat spunând în Geneza capitolul 3, nu este bine ca omul să fie singur. Îi voi face un ajutor pentru el. Această companie între soț și soție este de asemenea și modul în care Dumnezeu populează această lume. De asemenea, căsătoria este și modul în care noi reușim, după căderea în păcat, să ne împotrivim imoralității sexuale. Mai este un lucru important pe care doresc să vi-l amintesc. Chiar înainte de căderea în păcat, Dumnezeu însuși a însemnat căsătoria pentru a fi o imagine a comuniunii dintre Hristos și mireasa sa, care este Sfânta Biserică. Căsătoria, așadar, dragii mei, ar trebui să arate lumii acesteia caracterul dăruirii de sine a lui Dumnezeu pentru această lume. Căsătoria reprezintă o imagine despre cum Dumnezeul nostru se sacrifică pe sine pentru a salva biserica păcătoasă. Dragii mei, pentru ca o căsătorie să fie plină de satisfacție, ea trebuie să îmbrățișeze toate aceste lucruri despre care am vorbit până acum. O căsătorie nu este minunată pentru că toate lucrurile sunt roz în viața cuplului, ci o căsătorie se împlinește întotdeauna din faptul că soțul și soția, în ciuda multor probleme pe care le întâmpină în relația lor, nu renunță niciodată unul la celălalt. În ciuda multor fantezii populare legate de căsătorie, trebuie să vă spun faptul că cei mai mulți dintre soți nu sunt, nu au fost și nu vor fi niciodată suflete pereche. Această idee este foarte des inocalată tinerilor și reprezintă, probabil, una dintre sursele care conduc la distrugerea căsătorilor. Soțul și soția nu sunt suflete pereche, ci sunt parteneri de viață. A fi partener înseamnă a trăi împreună toate momentele frumoase ale vieții de cuplu, dar în mod special, a fi partener înseamnă a trăi împreună toate poverile vieții de cuplu, toate problemele vieții de cuplu și toate nefericirile vieții de cuplu. O căsătorie perfectă este aceea în care soții învață să trăiască împreună chiar și atunci când lucrul acesta le provoacă durere, chiar și atunci când viața de cuplu devine o dezamăgire. O căsătorie perfectă nu este aceea în care cei doi soți caută să maximizeze momentele de fericire ale vieții împreună, ci o căsătorie perfectă este exact aceea în care soții caută să trăiască unul pentru celălalt. Contrar multor concepte populare, efortul de a maximiza momentele plăcute conduce la sufocarea și la înăbușirea căsătoriei. Căsătoria trebuie privită ca un sacrificiu reciproc al soților pentru familia lor și acesta este singurul drum spre o viață cu adevărat fericită împreună. Acesta este modul în care cei doi soți reușesc să se elibereze de individualism și de egoism pentru a putea să fie cei mai buni oameni care pot să fie
permițându-le să realizeze mai multe decât au crezut că este posibil și să crească într-un mod pe care nu l-au bănuit niciodată. Toate acestea sunt necesare pentru o căsătorie fericită. Așa cum deja am afirmat, o căsătorie însă este mult mai mult decât atât. Dumnezeu este Cel care a instituit Sfânta Căsătorie ca o realitate mistică. Sfânta Căsătorie transcende ceea ce putem vedea, ceea ce putem raționa și ceea ce, de asemenea, putem revedea. Sfântul profet Moise descrie căsătoria folosind următoarele cuvinte în Geneza, capitolul 2. De aceea îl va lăsa bărbatul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi un singur trup. Înaintea ochiului carnal, soțul și soția sunt două trupuri distincte, fiecare cu particularitățile sale. Două trupuri care deseori intră în conflict unul cu celălalt. Și deseori trăiesc momente de confuzie și de deziluzie. Dar înaintea ochilor lui Dumnezeu, aceste două trupuri sunt un singur trup. Iar Dumnezeu mai adaugă ceva extrem de important, care dovedește faptul că această realitate mistică este instituită de către însuși Dumnezeu. Este vorba despre cuvintele care spun în Marcu, capitolul 10, pe care le-am citit din Evanghelie. Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Căsătoria este o uniune între soț și soție pe care nu lucrează autoritățile statului care v-au declarat în acte ca soț și soție. Este o uniune pe care nu lucrează nici măcar dragostea dintre cei doi soți, ci este o uniune pe care lucrează însuși Dumnezeu. De aceea Sfânta Căsătorie este și rămâne un mare mister al Bisericii lui Hristos. Să privim un pic la această ultimă afirmație. Dragii mei, Sfânta Căsătorie este un veritabil obiect al credinței creștine. De aceea, este o mare greșeală să cuantificăm o căsătorie măsurând așa numitele momente fericite din viața de cuplu. Căsătoria este un mister în cadrul căruia cei doi soți participă împreună la un eveniment cu adevărat divin. Căsătoria are mereu o componentă miraculoasă, o componentă supranaturală, despre care amintește Sfântul Apostol Paul în Efeseni, capitolul 5, pe care l-am citit împreună, atunci când spune cei doi vor fi un singur trup. Căsătoria este așadar un miracol pe care Dumnezeu însuși lucrează, unind două trupuri fizice atât de diferite între ele, astfel încât ele să devină un singur trup armonios și perfect. Prin urmare, concluzia este că am face o foarte mare greșeală dacă am limitat Sfânta Căsătorie doar la chestiunile banale care privesc viața aceasta. Sfânta Căsătorie se extinde dincolo de ordinea vizibilă, dincolo de regulile civile și de acțiunile practice. Sfânta Căsătorie este instituită de către Dumnezeu ca fiind modul intim și necesar pentru răscumpărarea acestei lumi. Cred că această ultimă afirmație a născut brusc în mintea multora semne de întrebare și ar fi trist să nu le răspund. Dragii mei, la începutul acestei lumi, înainte de căderea unui păcat, Scriptura ne spune că Eva a fost luată din Adam, după cum citim în Geneza, la capitolul 2, Domnul Dumnezeu a făcut să cadă un somn adânc asupra omului și el a dormit. Și a luat una dintre coastele sale și a închis locul ei cu carne. Domnul Dumnezeu a făcut o femeie din coasta pe care o luase din om și a adus-o la om. Eva, dragii mei, a fost luată din partea lui Adam, din propria sa carne. Scriptura ne spune faptul că Adam a plătit-o practic pe soția sa cu propriul său trup. Fără Eva, viața lui Adam nu ar fi fost una bună. Fără Eva, viața lui Adam ar fi fost mereu una incompletă. Bărbatul
nu poate să fie niciodată pe deplin El însuși sau ceea ce Dumnezeu l-a menit să fie fără soția sa. Doar atunci când soțul este unit cu soția sa, viața este cu adevărat ceea ce Dumnezeu a făcut-o să fie. Acesta este un adevăr care ne vine dincolo de căderea în păcat a omului. Omul chiar și în starea sa de sfințenie paradisiacă ar fi fost incomplet fără soția sa. Dragii mei, aș vrea să nu mă înțelegeți greșit. În ceea ce am spus până acum, nu vreau să spun faptul că celibatul sau văduvia ar fi incriminate de Scriptură. Nici de cum. Celibatul este o cruce pe care omul trebuie să o care. La fel cum și văduvia, pentru mulți oameni, reprezintă o cruce. Dumnezeu poate să folosească celibatul și văduvia pentru a îmbogăți lumea și pentru a extinde împărăția sa. Dar, dragii mei, celibatul și văduvia nu sunt lucruri bune în sinea lor. Rețineți ce vă spun. Dacă Adam și Eva nu ar fi păcătuit în grădina Edenului, nu ar fi existat niciodată celibat și nu ar fi existat niciodată văduvie. Sfânta căsătorie a fost însă mutilată de către păcatul care a cufundat întreaga omenire în haos. Atunci când Adam și Eva au căzut în păcat, Dumnezeu i-a promis omului un lucru special, spunându-i în Geneza 3, 7 lui, următoarele cuvinte. Dușmănie voi pune între tine și femeie, între descendența ta și descendența ei. Dumnezeu i-a promis omului că Mântuitorul lumii se va naște din femeie. Astfel, Eva a devenit mama tuturor celor vii, după cum ne spune Scriptura. Procreația este cea care naște creștinii, crescându-i în Biserica lui Hristos. Fără căsătorie, dragii mei, Evanghelia lui Hristos nu ar fi avut niciun sens. Evanghelia lui Hristos ne vorbește despre cum Dumnezeu însuși, care se alătură acestui proces dezordonat al lumii acesteia, devenind una sau unul dintre noi, asumându-și umanitatea din pântecele Sfintei și binecuvântate Fecioare Maria. Astfel, dragii mei, Creatorul, care este necreat, devine procreat în pântecul Sfintei și binecuvântate Fecioare Maria. Dumnezeu însuși se naște sub blestemul legii dintr-o femeie. Astfel, Dumnezeu se supune abuzului, se supune trădării, eșecului și suferinței pentru omul pe care îl iubește. Prin procrearea sa supranaturală în pântecul Sfintei și binecuvântate Fecioare Maria, capul Satanei a fost zdrobit de către acela care din pântecul Sfintei și binecuvântate Fecioare Maria și-a dobândit călcâiul cu care a zdrobit capul Satanei și astfel ne-a eliberat din robia păcatului, a morții și a diavolului. Dumnezeu însuși s-a născut ca om ca să moară pentru om și astfel, spune Sfântul Apostol Paul în Efesena capitolul 5, Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, pentru a o sfinți, purificând-o prin baia apei în cuvânt, ca să și-o prezinte sie și ca o biserică glorioasă, fără să aibă vreo pată sau rid sau ceva asemănător, ci să fie sfințită și neprihănită. Despre aceste lucruri este Sfânta Căsătorie. Acest lucru nu înseamnă faptul că realitățile și scopurile lumești pe care Dumnezeu le-a instituit pentru căsătorie nu ar fi lucruri la care ar trebui să luăm seama. Și nu înseamnă că aceste realități ar fi în sinea lor păcătoase. Nici de cum. Căsătoria este menită de către Dumnezeu pentru ca cei doi soți să se iubească unul pe celălalt. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru întreaga durată a vieții celor doi căsătoriți. De aceea căsătoria este un mod foarte minunat de predicarea Evangheliei aflat la îndemâna oricărui creștin. Deoarece familia trebuie să reprezinte imaginea vie
a compasiunii și dragostei pe care Dumnezeu o are pentru biserica sa. Cei doi soți trebuie să trăiască în compasiune, în iubire, în iertare și în bunăvoință unul pentru celălalt. Dragii mei, în această zi specială nu vreau să vă plictisesc cu vorbe foarte multe, deși am putea să vorbim ore și despre ce și cum este căsitorul. Aș vrea să rămâneți cu toții cu acest gând, în special voi doi. Astăzi intrați într-o dimensiune existențială cu totul aparte, pe care n-ați mai experimentat-o niciodată și nici n-ați putea să o experimentați vreodată despărțiți unul de celălalt. Este vorba despre o realitate mistică care sfidează simțurile și sfidează știința umană. Pierzându-vă unul pentru celălalt, deveniți cu adevărat într-o chiparea ființei umane pe care Dumnezeu a creat-o. Vreau să spun că astfel sunteți readuși la chipul lui Dumnezeu și participați la extinderea împărăției lui Dumnezeu. Prin căsătorie sunteți cu un pas mai aproape de Eden și de designul original al omului creat de către Dumnezeu, ceea ce este cu adevărat minunat. Cuvântul lui Dumnezeu revelat nou prin gura Sfântului Apostol Paul ne spune faptul că soția se supune, îndrăgostită fiind de soțul ei, de bunăvoie soțului ei. Scopul supunerii ei este acela de a se dărui soțului ei, abandonându-i pe absolut toți ceilalți, familia din care provine, prieteni, colegi și așa mai departe. În același timp, soțul își sfințește soția, curățând-o și spălând-o prin apa cuvântului. El o îngrijește și o hrănește cu prețul propriului său trup, cu sângele său, renunțând la viața lui personală, la familia din care provine, la prieteni, la colegi, pentru ea. În căsătorie, soțul și soția îi părăsesc definitiv pe toți ceilalți și devin unul pentru celălalt. În căsătorie, soția nu devine doar mireasa soțului, ci ea devine trupul soțului. La fel, soțul nu devine doar mirele soției, ci ea devine, el devine trupul soției sale. Astfel, înțelegem cuvintele Sfântului Apostol Paul, care spune în Efeseni capitolul 5, de aceea își va lăsa omul tatăl și mama sa și se va uni cu soția sa și cei doi vor deveni un singur trup. Acesta este un mare dar pe care Dumnezeu l-a făcut omului. Este o mare bucurie și în același timp un mare privilegiu. De aceea ziua aceasta este o zi grozav de importantă pentru voi doi. Și împreună cu voi doi este o zi grozav de importantă pentru familie din care veniți, pentru prietenii voștri care sunt prezenți aici și pentru tot ce va urma dincolo de această zi. Este o zi minunată pentru că deveniți un singur trup conform cuvântului și hotărâinței lui Dumnezeu. Fie ca pacea lui Dumnezeu, care trece orice pricepere și care este mai presus de orice înțelegere, să vă călăuzească fiecare pas al vieții voastre până atunci când moartea vă va dispărți. Pacea lui Dumnezeu să fie cu voi toți, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.